Ghez al CFR-ului. O eroare acolo a lui Martac Păun, din nou Păun. Le-a trecut glonțul pe la ureche, încă nu s-a încheiat faza, este offside. Este offside, dar cât de greu se descurcă cei de la Chindia în defensivă. Sunt probleme mari în apărarea lui Viorel Moldovan. Presiunea pe care o pune CFR-ul este una incredibilă. Apar aceste erori în apărarea Chindiei de care CFR-ul încearcă să profite. Păun s-a trezit pur și simplu cu mingea la picior la faza de mai devreme. Am revăzut momentul în care Ciucu Dean a fost semnalizat în afara jocului.